Cu toți am observat că YouTube-ul se schimbă pe zi ce trece. Nivelul de producție devine din ce în ce mai insane. YouTuberii creează videoclipuri tot mai nebune. Acum câțiva ani doar te așezai în fața camerei și făceai provocări precum Whisper Challenge, Smash or Pass sau ce preferi dintre. Așadar, astăzi am făcut un vlog cu ce preferi dintre, doar că versiunea 2023. Acum ceva timp am văzut mai mulți YouTuberi și le-am pus o întrebare efectivă de tipul ce ar prefera dintre, doar că de data asta provocarea aleasă de ei va trebui făcută în realitate. Lamborghini, Rolls-Royce și BMW. Ca așa stau valorile. Bă, nu mai știi că n-am venit acum o săptămână la tine și ți-am pus o scurtă întrebare de ce preferi dintre? Bă, era foarte frig, nu știu dacă am fost atent, ce m-ai întrebat? Când ați avut zbâr și o să facem ce preferi dintre, zbâr, spune-mi ce ai preferat dintre? Să consum 50 de pixuri, durează cam mult, sau să asamblezi 50 de cutii? Sincer, nu cred că am consumat 50 de pixuri în toată viața mea. 50 de cutii. 50 de cutii? Da, ce dragul meu de 50 de cutii. Ți-am adus eu zbâr 50 de cutii. Și e timpul să le asamblăm, sunt afară. Ce? N-am. 50 de cutii, băiatul meu. Hai să ne apucăm de construit. Dar când le-ai luat? Azi dimineață. Oameni feri. Bă, ai zis? Ăștia cântăresc cât tine aproape. Ce se întâmplă dacă nu le fac pe toate? Păi trebuie să le faci pe toate, ești bărbat, ai zis că le faci pe toate. Mă ajuți? Păi ce să fac? Working at Amazon Simulator. Dacă nu mai merge cu YouTube-ul, mergem pe Germania la Amazon. Trebuia să iau un scoș de hârtie, cred că era mai logic. Vai, dar cât de bine era. Au. Păi dacă îți ții degetele acolo. Le-am vântul, pui mei. Ca fapt divers. Mă întreb care e recordul mondial la făcut o cutie. Scrieți voi în comentarii care e recordul vostru la făcut 50 de cutii. Chiar scurios dacă ne descurcăm bine. Mai poți zbâr? Nu, eu am început să mă doare spatele. Tu ai zis, frate, aș face 50 de cutii, ce mare lucru, adică... Bă, sincer? Au fost cuvintele tale. Let's go, boys, 50 de cutii făcute. Nu par așa multe. Chiar nu par, bine, mai sunt și pe acolo câteva. Dar acum, mă, avem ce să facem amuzant cu cutiile astea. Facem grătar? Nu, să mai luăm un strike. Ne-am hotărât, fraților, să punem cutiile în stradă și să intrăm cu G-clasul în ele. Să vedem ce o să se întâmple. Sper să se vadă frumos. Acum sper să nu ne certe nimeni. Le strângem. Câte încercări să fie? Eu cred că una și bună. Chitane! Astăzi mă vorbim pe chițu. Bă, mi-e un pic frică, sincer. Băi? Nu știu, ție, nu? Atât timp cât ți-o dă chițu, ce cu care poate să fie problema? No. Trebuie să le pun înapoi, nu cred că le mai nimere. Arta mai șmeche decât mă așteptam. Hai să mergem să strângem în primul rând cutiile. Hai să le strângem. Apropo, dacă și vă mi s-a părut tare, nu uitați să dați un clip pe butonul de like, a fost chiar fain. Zbâr a scăpat destul de ușor, dar stați până la final pentru că provocările vor deveni din ce în ce mai intense. Până și eu am fost prencuit de Ioana și de Chisu cu o lună înainte ca acest vlog să fie filmat. Fraților, suntem în drum spre Mițu să intrăm peste el, dar înainte vreau să tragem un cadru foarte rapid aici în pădure, la Băneasa, pentru că filmăm și un vlog cu un cal cu 100 de legi astăzi. O să-l vedeți în câteva zile pe canalul meu de YouTube și vreau să intrăm prin efracție, să zic așa, în pădure. Pentru că este un drum forestier prin fapt, nici n-am înțeles, o barieră aici și noi o să intrăm. Ceea ce nu știau Robine și Saic este că și lor le-am pus o întrebare subtilă acum o săptămână și că a cam venit rândul lor. Aveți de ales între să rămâneți abandonați în pustietate sau să dormiți o noapte în pădure. Eu o noapte în pădure nu dorm. Eu sunt învățat din azi, gavere, e periculos noaptea în pădure. Da, mă descurc, eu vreau să fiu abandonat. Eu nu dorm o noapte în pădure dacă e ceva. Suntem în pădure, fraților, și ia vedeți aici mare barieră, nu avem voie să intrăm, dar noi o să o facem. Sunt cu Saic și Robi, frate. Și avem și două camere ca să fie nebunie mare. Stai să o pornesc și pe asta. Producție. Bă, dar n-am card în asta, bă, frate. Ce producție avem aici la Gami OS? SRL? În momentul ăsta mi-a fost foarte frică că Saic își va da seama că eram deja în rec, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta. N-ai luat cardul după tine? Am uitat cardul, mă, ia ține un pic asta. Tu cum pleci cu camera fără cam aici? Bă, chițule! Unde ai pus, mă, cardul ăla? Vino încoa, să-mi arăți unde e. Așa, ne-am urcat. Hai, adică putem să mergem. Bă, dar asta mai asta are cardul, bă, știi. Saic. Tot ce ține așa urma sau ceva, nu? De fapt, planul era să-i lăsăm pe ei în pădure, băieți. Au ceva de mers până acasă și sunt în pădure, băieții mei, așa că nu știu cum o să ajungă ea căsică. Bă, prostule, ce vlog filmează? Ce vlog a filmat Gamila noi acum o săptămână? Dar nu e, vezi că nu e regizat? Am plecat pe bune! Nu e prost? Acum dacă ne atacă cineva sau ceva și sunăm, nu o să vină. Dar nici nu trebuie să mergi departe, poți să te întorci, să stăm așa aproape. Că eu cred că o să se panicheze, o să intre în pădure, o să facă toate drăciile. Vrei să mergem încolo? Să-mi bag
Ăștia chiar ne-au lăsat aici. chiar au plecat. Ce proști. Și nici chef de Uber n-am să-mi iau, nici semnal n-am, că-s pe Vodafone aici. Eu n-am bani. Mergem așa spre ei, așa tiptil, poți să închizi farurile tot. Hai, Gami, ne faci de-astea, ne-ai lăsat camera aici, de fapt camera are. Ce? Chiar să cad. Unde suntem? În jumătate de pustietate, nu vezi? Aici e drum închis. Mamă, și uite unde ești. Bă, veri, nu suntem așa departe de cartier, dar e fraierul, să-mi bat picioarul, mă supără pe Gami. Ne-a întrebat, bă, voi ce preferați? Eu? Să fiți în pustietate sau nu știu ce? Și suntem în pustietate acum. Eu am bat Gami, nu mai filmez vreodată cu el. Deci am lăsat aici, am bat. Fii atent, ține. Nu mai faci așa, cum stă inima în loc. Ia uite așa. Ursul de pe Azuga, bă, cum da, se cumva... dacă nu a văzut vreodată un exemplar în realitate. Da, te-a reușit. Ești bun. Nu, nu, stai. Nu vezi că mi-e strâns în pădurea asta. Dar de ce vede camera așa la mine decât ochii mei? Da, te ajut cu ceva? Da, hai. Ah, m-am lovit. Gami, măi, cele mai tari prank-uri. Ia, fii atent aici. Mă sună Gami. Hai, bate-mi de ce, bă? Ce faceți, mă? Bine. Frate, frate, mă. Da, ce vrei să zici? Bă, Vere, vino să ne ieși prost. M-a zis când v-am întâlnit o săptămâna trecută, ce ați preferat dintre să fiți abandonați în pustietate sau să dormiți o noapte în pădure? Aha. A zis să fiți abandonați, așa că v-am abandonat în pădure, na. Aha. Tare, te iei și vlogul, vii să ne iei? Bă, trebuie să ne mergem la Mițu, dar luați-vă și voi Uber, că eu deja am plecat, mai am un pic și ajung. Bine, bine. Cred că s-au supărat un pic, bine, și eu m-aș supăra, sincer, sunt un prieten cam nașparliu, dacă mă întrebați pe mine. Bă, cât de fani ar fi pe vlog să vină ceva, să ne omoare sau să ne facă ceva și să găsească Gami camera. Bă, într-o zi o să ți se întoarcă și ție toate astea. Într-o zi o să mi se întoarcă? Da, eu zic să te pregătești. Până când mi se vor întoarce toate astea, următorul de pe listă este chiar Mițanu, pe care l-am întrebat: ce preferi dintre să fie vandalizată mașina, da, sau să intre mascații peste tine în casă? Ce întrebare, bucate. Aleg absurd, să intre mascații peste mine în casă. Asta alege? Să dau cu ei, bam, decât să speli mașina, să decât te chinui. Să... mai bine ești tu puternic și să te bați cu mascați. Bam, îi bag în Erixef. Fraților, am ajuns în fața la Mițu. După cum văd, are luminile puse în curte, de înseamnă că filmează ceva. E imposibil să nu poți să ții măcar 3 secunde mingea pe deget. Haide, mă, tata Mițanu, să te văd. Sunt cu Sai și Robin, am pus cagulele, aveam cagule roșii. Am găsit negre și o să intre mascații peste el, fraților. Fă-ne mândri, tata Mițanu, ține! Era poarta deschisă, mă, tata. Intrăm în alergare direct peste Mițu, da? Oaie, mitul este adevărat! Ia! Băi, cine sunteți voi, mă, mâncare? Băi, ce se întâmplă, mă? Băi, te-a arestat! Băi, ce vezi, mă, mâncă, băi, băi, a făcut ceva? Bă, stai, Gami! Băi, doamne, bă, băiatule! Bă, am văzut că mă filmează cineva, dar nu știam cine e, mă! Doamne, ce panică m-am luat, că ai lăsat camerele în spate și tu, băi! Mi-ai dat un cot în gură! Da? Adică mi-am dat un cot în gură cu cotul tău! Mai știi acum o săptămână când am venit la tine, când ai venit tu la mine, de fapt, și te-am întrebat ce preferi dintre să-ți vandalizeze cineva mașina sau să intre mascații peste tine? Credeai că glumesc? Du-te! Nu pot să cred așa ceva! M-am pursul 200, ești nebun! Ce preferi dintre să cânti în public, știu că ți se face să cânti. Ok. Sau să faci baie într-o fântână publică? Baie într-o fântână publică. Da, deci ce alegi dintre astea două? Ce preferi dintre? Noi mi-am făcut vlogul ăla cu 8 ani de zile cu ce preferi dintre. Adică trebuie să zici așa la mișto. Nu știu, na, să cânt. Să cânti, nu-ți place ție să cânti, da. Și ai zice, bă, aș putea să cânt în public, da, ar fi lejer. Da, 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 pot să cânt în public, da, e ok. Bă, deci am o, cum ai zis tu, o anxietate de mă cac pe mine, pentru că am simțul penibilului, dar eu să-mi iau niște ochelari, îmi pun asta și o să cântăm ceva ce Mădălin nu știe să cânte deloc, să nu-mi dau stambe pe aici, o să cânt manele. Hai să-l vedem pe Mădălina nostru, fraților, cum o să cânte acolo în public. O, omul meu e în fața lui și cântă, nu vine să cred. Doamne, mi-ar fi o rușine, are și căștile roz ale Ioanei pe cap. Ce se aude, ce se aude, hai să văd cine-mi răspunde. Fraților, respect că a putut să cânte în public, sunteți nebuni. Să se aud în galaxie, scoate-ți anco nebunie. Omul se distrează, nu are niciun stres, ești nebun. Numele meu, numele meu, ca un diamant va străluci mereu. Și voi, și voi, și voi, și voi, top pe locul 72. Lamborghini, Rolls Royce și BMW. Ca așa stau valorile. Deci am început să cânt chiar eu când a venit un bombardier și uita așa la mine. Și m-am uitat în ochii lui, dar gen așa. Am ajuns acasă la Snic, fraților. Ia uitați-vă, s-a mutat și Snic a ajuns. Bă, bă, ce faci? Bă, stai, nu, bă, ștergeam telefonul, ștergeam telefonul. Nu știu dacă mai ții minte, Snic, când te-ai mutat tu aici. De era dezastru, pe aici te-am întrebat: ce-ai preferat dintre să îți faci baie cu gheață sau să mergi pe cărbuni în cinci?
Bă, în momentul ăsta aș prefera să mă mut, dacă tot, dar în general aș prefera să fac mai cu gheață. Să găsești pe carbunicii. Păi normal, e mai safe. Ia atat! Mamă, mâncați ce trebuie tău! Bălău, să moare mă asta, mă, ce zonă, ce când ai pus asta, ești prost! Viking, sunt viking! Bă, trebuie să-ți conectezi, să-ți încetinești bătăile inimii. Bă, dar ce rece s-o făcut de la asta instant, pe cuvântul meu. Păcate, trebuie să rămâi mai multă gheață, dar uite cum arată gheața aia de acolo, ia uite-o. Următorul fraților este Gami, pe cuvântul meu, dacă eu fac. Nu a fost nevoie să-mi o facă sneak. Și el o să pună la toți întrebări cu ce preferi dintre și oamenii va trebui să le facă. Bă, ar putea să mă duc la Disneyland. Hai să-i punem una să aleagă clar Disneyland. Să mergi la Disney sau să faci tu curat în toată casa timp de o lună. Perfect. Păi hai că vin la voi să vedem cum punem camera, să-l filmăm. Știți că urmează ziua mea. Deci, v-am să vă întreb ce cadou îmi luați. Păi nu putem să zicem că e surpriza. Te-ai preferat dacă mi-ai lua un cățel sau o pisică? Un cățel, dar pisică mor, ai uitat? Sau... ce preferat dacă mai duce într-o vacanță, să zicem, poate la Disneyland. M-a nebunit cu Disneyland. Fiecare zi sau... Vărurile, sau să, nu știu, calci toate hainele din casă pentru un an. Un an! Cadou de ziua ta să calc toate hainele un an? Bine, mă, logic, dacă am de ales să calc toate hainele un an sau să merg la Disneyland, aș merge la Disneyland, logic. La ce le-ai tăcut acolo? Un TikTok. Te-ai făcut editor în forme serie, nu? În forme serie! Înaintea ta eram eu! La naiba! La naiba! Da, și așa am ajuns să o duc pe Ioana la Disneyland. Gata, băieți, mergem spre Paris. Am stat 2 ore în lounge-ul ăla, am venit prea devreme, efectiv. Iar am venit cu 3 ore înainte ca România, tu me fiați. Mâine este ziua Ioanei și tot se ia de mine că să nu-i stric vacanța. Eu sunt dezamăgit de acest hotel, sincer. Asta e priveliștea pe aici. Adică, după cum vedeți, ești așa, vezi curtea. Ioana, am ajuns la Disneyland. Wow, deci vreau să vă spun că e super bună vremea. Este efectiv perfectă. Ai intrat la Disneyland, băieți, am venit până la Paris pentru vlogul ăsta. Nu pentru vlogul ăsta, pentru ziua mea. Ia vedeți cum arată situația și ia vedeți acolo și castelul Disney, cât de frumos arată. Și Ioana, care este fericită că a venit la Disneyland. Locul meu preferat când eram mic, fraților, era să mă dau aici la Disneyland, la mașinuțele astea. Mame, băieți, conduc, n-am mai condus în viața mea. Murim! Hai, dă-i! Experiența din Paris a fost insane și am filmat destul de mult, deci în curând va apărea un vlog separat cu tot footage-ul pe care îl vedeți aici. Până atunci, fraților, vă las cu acest minunat spectacol de artificii.